Primul zbor, ți-l aduci aminte? Da, cu, cu ce? <laughs> nu cu elic hai, hai și cu elicopterul da. Uh, cu elicopterul mi l-aduc aminte Pentru că domnul instructor Ne-a rugat să scriem cum a fost Primul zbor cu elicopterul da. și eu am scris O compunere foarte frumoasă în urma Care au râs toți colegii Chiar am găsit-o, găsit-o cea mică într-o zi Și mami, ce scrie aici? Să-ți te rog, nu vreau să-mi amintesc Cum am luat eu în serios uh, A fost foarte frumos iar cu avionul a fost o cursă destul de lungă. Din prima, a, așa. Da, da. București arată, arat Barcelona, Barcelona arată, la arat București, dar pentru mine a fost ca și cum ar fi trecut o singură secundă, pentru că s-a desfășurat totul atât de repede, pe fast forward, și da. Ți-ai dat seama atunci ce se petrece? Adică ai înțeles ce da, se petrece da, cu tine? Da, doar că viteza unui avion de linie la croazieră este undeva la 800 de km la oră Și lucrurile se desfășoară cu aceeași viteză. La început, când nu ai experiență, ți se pare că timpul trece foarte repede În timp ce capeți experiență, lucrurile se schimbă Și poate chiar și o Italia ți se pare foarte lungă <laughs> care e cel mai lung zbor? A, din de pe baza noastră din București, Tenerife și Dubai. Wow, Tenerife frumos. Pentru că noi pe tipul de avion pe care îl pilotăm Airbus 320 și 321 practic zburăm mediu curier. Am înțeles. Dar vom avea într-o zi și avioane da? care vor, da, XLR care sunt extra long range și atunci și te, va fi mai te mai interesează lungă distanță. Și un transatlantic din asta sau cum se cheamă? Never say never. Nu se știe niciodată unde voi merge. Dar noi aveam în anii 70 țin minte, n-am prins că nu eram, dar aveam cursă București-New York cu Taromul. Directă, da, mi se pare. Da, Adică nu mai treceam da. pe nicăieri. Dar erau alt, un alt tip de avioane. Erau avioane de tip Airbus 310 și, mă rog, mai erau și alte avioane dintre... Acum avem curse din astea? Din România nu. Și sper nu. să avem în curând. De ce nu? Deci nu avem. Trebuie să... Din bucățele da, să da. mergem până la Paris, până la Amsterdam Trebuie mers Amsterdam, la un hub până. de unde da, se de poate lua un pleci. alt avion Dar ar exista din ce știți voi? Adică din, așa, doar că ne dăm cu părere Reexistau uh, să se umple avionul? Adică ar fi pasageri pe bucursele uh, cu astea? În trecut nu știu dacă se umplea Nu știu care era la factorul, Dar pot să spun că astăzi avioanele noastre sunt... Pline Supra pline. <laughs> supra -pline. <laughs> Deci ar da. fi, ar exista mușterii și pentru... Aș putea spune că oamenii românilor le place să călătorească, cum spun eu mereu, da. sunt fan călătorii, vacanțe și și eu, <gântu -i> toți suntem. Ai dus echipe de fotbal? Sau sportiv? Sau... A, da, de foarte multe ori da? și îmi place foarte mult. De fapt sunt și, știu că au fost la compania noastră câteva curse charter, operate, nu am operat eu pe... Pe niciunul din acele zboruri, dar cu cea mai mare plăcere. Chiar este ceva foarte frumos, mai ales că eu sunt pasionată de sport. Da, corect. Ai picat pe subiect. Ar fi frumos, da, ar fi frumos. Zine cum e cu aplaudatul. Deci aplaudăm, nu aplaudăm, lumea râde. Din partea mea poate să aplaude toată lumea. voi auziți acolo se aude, nu? Nu prea auzim, nu prea auzim. Dar cred că este o eliberare, a, înseamnă bucuria oamenilor de a ajunge undeva, la destinație, acasă, cu bine, în siguranță. Pe mine personal nu mă deranjează, chiar sper. Cel mai mult cred că îmi place când văd pasageri care ne mulțumesc pentru că își dau seama că suntem acolo pentru ei, că facem ceea ce facem cu plăcere, dar și cu dedicație, și când vin cei mici, în cockpit. Este foarte frumos pentru că cei mici sunt uh, super Azi, impresionați wow, de toate butoanele și este un moment super frumos. Dar cei mari frumos. vin și ei sau nu au voie? Adică mai. Uh, vin și ei, uh, tot timpul la sol, pentru că yeah. asta este regula companiei noastre. Și da, de ce nu? Dacă este cineva pasionat de zbor uh, și vrea să vadă cum arată o cabină de pilotaj... Cu cea mai mare plăcere Sportivi și n-au venit Uite, de exemplu, e Danus după Care la orice zbor a, el se ba duce da, și... Ba da, da? am avut-o pe Mihaela Buzărnescu Da Suntem și prietene și uh, sper într-o zi Să o învețe pe Sara Tenis <laughs> Că tot face Sara Tenis Da. Deci tu o duci cu avionul Și da. Mihaela să o învețe pe... Da, uite, Mihaela Mihaela, că ne auzi, Avem treabă da. da E la Victor Hănescu acum? La, la da, Academie. la Academia de Tenis a lui Aici Victor nu e mai mare ca ea? Nu, pot spune că am avut o discuție ieri. A vrut să meargă și la gimnastică. A mers aseară la prima oră și am întrebat-o la un moment dat. I-am zis că vrea și gimnastică, vrea și balet, vrea de toate. Și am zis, dar trebuie să alegi la un moment dat și nu poți să faci absolut de toate și nimic. Și mi-a spus, eu la tenis nu vreau să merg pentru că îmi place. La fel și la not este. Este nebunită. Dar vom continua atâta timp cât ea își dorește. În primul rând, eu îmi doresc uh, pentru ea să învețe disciplina, să învețe să respecte sportul, oamenii, Bun. colegii, antrenorii, și cred că asta contează cel mai mult: da. educația. Și să ne scoată de foame, știi? -o să iasă sportivă, să ne scoată de. <laughs> Ai scris și o... asta este adevărat. <laughs> Ai scris și o carte? Da, am scris o carte pentru copii. Luna vrea să zboare, este pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Uh, îmi doresc prin această carte să inspir atât pe părinți, să aibă încredere în cei mici, să le oferă această încredere, chiar dacă uneori vor alege ceva ce este un pic mai diferit. Să creadă în cei mici, pentru acum că... Dar cum a venit ideea? Uh, îmi doream de foarte mult timp să o scriu. Da? Și am prins curaj acum un an și jumătate, pentru că uneori ai nevoie de un impuls, Uh, I-am scris unei prietene din copilărie. Ea mi-a spus uh, te să-mi trimis cartea. Și asta e un pic, nu, asta era o idee. Ah, adică voiam să eu voiam doar să știu dacă e o idee bună. Nu, uh, nu te arunca așa. Și mi-a spus, nu, nu, trimitem cartea și o să discutăm la editură și în câteva luni mi-au dat un mesaj. Uh, a sunat foarte frumos mesajul acela. Ne bucurăm că vei avea un debut editorial la noi, împreună cu noi și așa Luna a prins aripi. Și sper să ajungă în casele și să fie o poveste frumoasă. Adică dacă vrem să o luăm atât online și la bordul avioanelor noastre. Așa că dacă plecați în vacanță, facem și cultură. Corect, da, foarte bine. da, pentru că m-am gândit, da. uh, în primul rând, că cei mici, când zboară cu avionul, ar trebui să afle mult mai mult despre ceea ce foarte se întâmplă tale. acolo sus. Iar dacă eu voi fi pe acea cursă, le voi da și o scurtă dedicație pe care să o păstreze peste ani și ani, și poate într-o zi mă vor duce ei în vacanță. Vor pilota ei un avion și. Da, uite, am prins, am prins și noi chestii din astea. Am fost cu și vine la fiecare băiețel și dă un avion de lemn da, și un... Da, da. Știi, e o un chestie... Na, se uită este așa un gest. Așa. Exact. Este un Nu gest. e mare lucru, dar... Contează. Știi, pentru nu se știe niciodată este... pe cine atinge atunci și e un viitor pilot acolo, știi? Exact. Pentru este că un e o moment... chestie mică de lemn, adică nu era ceva wow. Dacă ai idee. Fiecare lucru contează. Și da, și mai am câteva idei de genul acesta pe care sper într-o zi să, sper să prindă aripi și acele idei. Până să se uite oamenii pe, pe manșon aici, aici să rămână, să rămână, aduceți-ne și nouă cafea? Se mai întâmplă, da? se mai întâmplă, dar, dar este cea mai mare plăcere. Nu, dar e de înțeles, este pe bune. Normal. Este normal și Cinstit. este foarte bine. Ar fi Cinstit. complicat dacă și-ar da seama din prima că sunt am doar varianta de a fi pilot. adică Uh, da, se mai întâmplă, dar nu, nu o iau personal. Este ceva absolut da. firesc și uh, ar fi complicat dacă ar ști de la început că aș putea fi doar... Da, trebuie să știți, să te uiți pe ei, da. cum sunt. Uh, practic, uh, în momentul de față, la noi în companie avem trei trese pentru cei care sunt copiloți și patru trese pentru, pentru comandantă. Comandant. Dar sunt anumite companii unde există și varianta cu două, trese când cineva este la început de drum, cadet. Deci cum ar veni primul și primul lucru, trebuie să arunci ochii pe manșon aici, pe manșetă sau cum... Da, și să se știi secune, să da? numeri. <laughs> da, una, două, trei, da. trei, patru. Chiar am fost la un, o școală recent la copii și am întrebat și unii dintre ei știau. La da? șapte, opt ani deja știau și mi-au spus, ești comandant pentru că ai patru trese. Da, e Des lumea se... Sunt copii, da, copii, generația aceasta este cu mult înainte. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!